Băi, deci avem nevoie de o melodie de fundal pentru genericul ăsta. Să nu mai pâlpie TV-ul ăla atâta, știi? Uh-huh. Să avem o chestie așa, când intrăm, să știe lumea, să se audă bum, țicătânț, dar nu ca la mailbox, că ăla e cam enervant. Da, cum are John Cena sau... Exact! Să avem un intro din ăla nebun, da, știi? Rocky ceva. Cum intri în ring, da. Bun, hai să ne vadă lumea. Hai. Ce drăguț, pe mine nu m-ai văzut de mult lumea. Chiar că... Ce-am făcut? Așa. Da, chiar... Aia era important. Da, am fost în concediu timp de 2 săptămâni. Da. Pot să zic că m-am distrat. Te-ai distrat? Am fost la mare. Se pune, nu? Da, m-am distrat, a fost ok. Doar că, de fapt, partea cea mai puțin ok din toată treaba asta e că au trecut foarte repede cele 2 săptămâni și nici mi-am dat seama. Adică a sunat ceasul, a zis, bă, du-te la muncă și încă o dată. Dar știu, așa a fost și la mine. Așa a fost, doar că tu pleci în concediu în fiecare săptămână, practic. Da, fiecare weekend e concediu. Fiecare weekend e concediu. Bun, hai să vedem și noi comentarii. Bărboșii atacă versiunea 2.0. Salutare, Răzvan, bine ai revenit, Roberto. Mă bucur să vă regăsesc aici în formula voastră întreagă. Madalin n-a murit, Doamne ferește, este în concediu, este pe la Bulgari, nu știu exact pe unde. Da, așa se lăuda. Așa se lăuda. Mm-hmm. Se distrează și el, cum am distrat și eu, are 2 săptămâni de concediu, deci pe el îl veți vedea peste 13 ani. Mm-hmm. Așa. Astăzi am decis să jucăm, știi că noi avem aici tot felul de contre. Suntem un departament mic, știi? Și treaba e cam așa, bă, nu ne înțelegem, mai să ne batem. Și cum să ne batem? Că doar nu dăm unul în altul, adică da. Suntem totuși în secolul 2016. Da. Așa. Și atunci am zis, bă, stai așa că am eu un joc și te bat de te las lat. Probabil. Și cam așa s-a întâmplat, că astăzi vom juca UFC 2. Bine, povestea a fost complet rip-off, că noi ne înțelegem foarte bine. A fost un fake din ăla total. Dar ideea era că mie personal mi-a plăcut mult seria UFC, încă de când era la THQ, pentru că n-a fost întotdeauna la EA Sports. Și e o serie de jocuri foarte interesantă prin prisma asta, că încearcă să simuleze niște bătăi reale, niște sporturi care chiar există, spre deosebire de Mortal Kombat, Tekken și alte chestii în care scoți mațele alora pe sus, le rotești de 3 ori, da, și faci cumva s-au pus și cumva la se pun, da, da. Următorul frame. Exact. Așadar, să vorbim un pic despre UFC și să-l și arătăm, nu? Ce zici? Am putea, nu? Mm-hmm. Incredibil, a funcționat totul. Wow. Wow. Ne pregătim de 2 ore pentru live-ul ăsta, nu vrei să știți prin ce probleme am trecut. Bun, hai să ne facem mai mici aici, corpul nu suntem așa de important. Trebuie să ne și cropăm dacă vrem, ia uite. Wow. Wow. Nu, parcă arată. Da, bă, lasă-mă. Bun. Hai că un pic merge, uite așa. Hai că arătăm cinematic. Da. Da. 16:9. 16:21:10. Deci, așa, primul pas, trebuie să pornim controllerul ăsta pentru că este stins. Da, uite, l-avem pe ăsta pornit. Poți să pui cablul în ăla, că nu știu dacă... așa. Și controllerul... Așa, foarte bine. Tu alegi acolo? Da. Bun, alege un user dintre aia, pentru că Roberto e controllerul ăsta. Bun. Și avem acest meniu frumos, hai să dăm și sunet din joc, e foarte important să auziți cum păcăne meniu, că altfel nu e joc. Uh-huh. Așa, uite, ce frumos păcăne meniu. Noi ne auzim. Noi n-auzim, dar sunt convins că voi auziți. Da, după un intro nebun, pe care gândește-te că durează vreo 5 minute și a fost atât de important în procesul de producție al acestui joc, încât i-au făcut un buton special în meniu, dacă vrei să-l revezi. Pe bune? Da. Intro, replay the opening experience. E un film. Așa. Practice mode, asta nu e pentru noi, pentru că noi suntem specialiști deja, după cum știți, n-am jucat niciun pic. Adică eu am jucat un pic ieri și alaltă ieri, mai mult ieri, am jucat cred că o oră ieri. Sunt total varză la luptele alea pe jos, nu știu absolut nimic, pozițiile alea, să rupi mâna, să nu știu ce, nu am... Poți să rup mâna?
Nu poți să o rupi, dar poți să te așezi pe ea într-un mod destul de incomod încât ăla să țipe și să, să oprească meciul. Quick Fight, asta e pe net. N-am jucat pe net niciodată și nici nu vreau. Dar o să încercăm două moduri astăzi. Unul se numește Knockout Mod, care mi se pare super tare. E cu un număr limitat de lovituri pe care poți să le primești și la 5-a lovitură ești knockout. Așa. Și modul clasic, Fight Now, ăla normal. Da. Este, hai să pun ăsta chat-ul un pic mai așa ca să-l și vedem. Și că specialiști ca la Rocket League. Bun, deci fii atent când e aici. Tu pune-te în cornerul drept. Așa, ce ne-am înțeles, bă, din prima. Așa, și avem așa. Suntem acum la featherweight. Asta e clasa de greutate. Știi, sunt pană. Poți să-l ai și pe Bruce Lee, dar trebuie să plătești DLC-ul, din păcate. Mi se pare că venea și la pre-order sau chestii de genul ăsta. Conor McGregor este cel care și-a împrumutat fățișarea pentru coperta jocului. El e cred The Big Boss. Și cel mai cunoscut. Din... Cred că e și cel mai cunoscut, exact. Și dacă mergem mai departe în alte clase de greutate, avem fetițe la strawweight, adică pai. Da, arată fetițe. Fetițe, da, da, da. Sunt genul tău de fetițe, nu-i așa? Așa. Hai să mergem și o clasă mai în dreapta. Dacă ar merge, cred că la tine merge acum să dai. R2? Da. Așa, astea sunt fetițe un pic mai Ronda serioase. Da. Ronda Rousey, exact. Despre care am aflat de la Madeline, că mi-a arătat niște poze cu ea. Eu am văzut niște filme. A, da? Da. Da, e, se vede că e foarte serioasă după cum arată. Vrea să te bată. E da, clar. Da, clar. Așa, stai așa că am pusat aiurea. Hai să mergem și mai în dreapta. Deja aici vin băieții, categoria muscă, așa, și devin din ce în ce mai grași. Aici ar fi Roberto, cred, în zona asta. Așa, și până ajungem la categoria grea, asta e light, aici îl avem pe John Jones, care de altfel e cunoscut și el, și categoria e... super grea. Unde sunt câțiva luptători care obosesc, evident, foarte repede. Stai seama. John Jones e și aici, man. E înainte să se slăbească? Înainte să se slăbească. Uite-l pe ăsta. Deci, deci tipul ăsta din stânga este absolut genial. Bun. Uite ăsta. Hai să jucăm așa pe heavyweight. Ce zici? Bine. Hai. Facem... Ca de la gras la gras, așa. Ok, dar trebuie să luăm ceva cu overall-ul. Cu overall-ul, da, asemănă. Nu, cum vrei, de fapt, ce contează, oricum te bat. Bine, atunci îmi iau cel mai bun. Iar pe cel mai bun. Nu... Ia, semi-muscă, zicea cineva. Era și semi... Fii atent, dai pe Mike Tyson. Mike Tyson, da, și tot așa, DLC. Bun, hai să vedem. Uite-l, uite. Ia. Fabricio Werdum. Werdum. Gata, ești fericit? Da. Perfect. Alegeți echipamentul. Schimb și chiloții. Schimb și chiloții, dar nu pune la fel ca ai mei, că e scârbos. Așa. Bun. Dificultate normal, fight type 5, runde accelerat, staple center. Mie mi se pare excelent dacă ai ceva de comentat aici. Ba da, este Bruce Lee în joc, dar îți trebuie DLC. Ai vrut să spui și tu chestia asta, nu? Mm-hmm. Poți să o spui. Este. N-are niciun rost. Bine. Am văzut că după ce am început să vorbesc, era eu, am vrut să o spun pe asta. Mm-hmm. Și că doar eu nu am sunet? Cum adică n-ai sunet? Hello? Cum să n-ai sunet? Ai sunet. Recunoaște. Da, deschideți boxele... Semi-mădălină. Ia uite, uite ce frumoasă grafică, ce nebunie. Am colegi la grafică care putea învăța de aici. Și noi am putea învăța, uite, să ne facem intro-uri așa. Da. În loc de ăla cu... Ce băi, unora le place. Da, unora le place, uite. Asta ești tu. Atenție, acesta ești tu. Și aia din
Știi, aia sunt prietenii tăi, Moș Crăciun și prietenii săi. Bine ai venit din vacanță, Roberto. Mă bucur că am revenit și eu. Și eu nu o să scăpați de mine, adică vreo două săptămâni o să mă vedeți mai mult pe mine, pentru că Madalina a dispărut, deci eu o să fac și mailbox-uri și tot ce trebuie. Asta dacă nu decid că nu mai facem mailbox-uri. Dacă nu vă plac mailbox-urile, puteți să ziceți că nu mai fac. Așa. Hai să mă vezi și pe mine, i-am dat... Așa, uite-mă ce frumos sunt. Bun. Ai învățat cât de cât comenzile, da? Nu. Dar vedem. Da, cu râurile, uite, poți să dai să te aperi sus sau jos. Oh! Dumnezeule! Dacă ții L2, poți să faci din astea schive nebune. Ha, ha, ha. Dar asta vine doar la pumn. Ce mine? Oh! Ce faci tu aici? Săptămâna Roberto, da, exact. Mamă, ce mâini are ăsta al meu. Scurte, bă, dar puternice. Oh! Se pare că... Ah, după cum vezi, ușor, ușor te extenuezi, ai văzut? Da. Îți cade până și posibilitatea de a te mai reface. Au. Grasule, ia de aici. Nailbox. Da. Mamă, ce te iau la picior acolo. Da, și vezi că până la urmă o să te doare și o să caizi. Hai, dacă vrei să ridici, dai de ăsta în sus. Așa. Unde? Oh! Nu știu ce-a fost aia, dar... De ce mă prinde? Vreau să te că m-am dat. Aha. Stai așa, stai așa. Eu nu pot să, ăsta nu poate să ridice picioarele. Yeah. E prea gras și nu poate. Atâta, nu? Atâta poate, ăsta e lovitura lui sus. Yeah. Oh, oh, doamne. Hai, încearcă să te ridici. Mai stai un pic. Mai stai un pic. Stai, că nu știu care sunt eu. Eu sunt ăla cu roșu, da? Te-ai sus. Da. Hai că îi dăm break. Când poți să dai break, dai break sau get up sau ce știu. Aici e partea aia. Da, asta e partea aia. Uite, get up. Nu. Cred că am dat... Da, am dat aiurea. Nu! Așa... Poți să dai pumn ceva la... Da, poți, da. Uite, uite sânge. Da, e și sânge. Are și sânge de pe ăsta. Nu, te-ai pus tu pe mine! Dai. Nu știu ce se întâmplă. Nici eu, nu contează. Este o poveste de dragoste între cei doi. Gata, am reușit să mă desfac. Nu, n-am reușit. Nu, hai să-i lăsăm un pic, să vedem, să analizăm ce scrie acolo. Deci, poștera, ia poate asta? Nu e bine. Nu, acum tu. Păi da, normal că ți-am luat aia, că altfel de dea e mine. Cum pot să dau și... Ah, gata, stai, n-a runda. Ah, fiu, noroc cu asta. Ăștia se pupă. Uite, are lui. Această lovitură incomodă. Și această lovitură incomodă, după care a mai urmat o lovitură incomodă. Trebuie să recunoști că e spectaculos jocul. Da, e foarte mișto. Ia uite. Oh, săracu, ce poveste. Ce fain pătăvăliți acolo. Mulțumim. Dacă ai fi fost civilizat cu L2 la începutul rundei, poți să dai mâna. Nu cred că mai putem. Nu mai putem. Acum putem doar să debatem. Oh, ce-a fost aia? Mi-ai avariat capul, uite-te și tu. Cât de tare ți l-am avariat. Și tot te prind. Au. Știi că ai putea să fugi. Da? Cum? Există un buton de push, dracu, din ring?
Nu chiar din ring. Okay. Dar vezi că dacă dai de două ori pe ăsta, uite, poți să faci din asta. Dar scade din energie. Asta e mișcarea mea favorită. Oh, nu, nu, stai, stai. Oh! Băi, nu cred. Te-am făcut knockout? Da. După cât am dat în tine. Băi, nu cred. Cum a fost asta? Ia. Băi, e terapiat. Te rup gâtul. Băi, a căzut toată slănina asta pe jos. Ah. Da, ce să zic? Noroc începătorul. Nu. Bine, mă, hai să schimbăm jucătorii. Cage Fighters, ok. Da, ci că e ca Undisputed, da, exact. Bun. Tot așa, da? Hai, luăm din ăștia? Hai să luăm din ăștia. Uite, iau la nimereală. Dar nu există un buton de random ca la... Nu, din păcate trebuie să-ți faci singur random-ul. Ah, ok, deci, am ajuns la capăt. Pe mine mă cheamă Clay. Stai, dă-napoi. Bine, ia. Ah, m-a apăsat și nu, da. Da, a fost rect. A fost groaznic. Așa. Vrei tu să fii... Vreau de negru. Să ai poirier. Bine, hai că-mi schimb eu, uite, mă fac alb. Așa. Bine, mă. Cu Pokemon Go, niște hack-uri. Din experiența mea vastă cu Pokemon Go, nu știu niște hack-uri. Ce știu este că ăștia de la Niantic au intrat destul de tare peste cei care folosesc hack-uri și au început să baneze jucători. Mm-hmm. E, dar sunt alea, nu știu, îți legi Pokemonul de cățel și îl lași să se plimbe. Da, 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 da. Exact. Sau de o mașină din alea, de teleghidată. Da, da, da. De o drone. Da, da. Hack-uri din astea. Ca adeziv nuclei. Băi, copii, s-a lansat 460 de la AMD, ce părere aveți despre el? Până îl bat eu pe Răzvan așa. Mamă, ești deja... Băi, nu cred! Ce? Nu, iar facem dragoste aici. Nu cred că mai facem. S-a terminat meciul. Tu ai văzut cum ți-am dat-o aia pe prima? Deci tu ai văzut? Nu! S-a terminat meciul. Deci, a început meciul. Jbuf! De fapt, stai, nu, cred că aia n-a fost chiar de la începutul meciului. A fost a doua lovită. Deci dăm un restart? View replay, da, o să-i dăm un restart, îți dai seama. Da, cred că doar ultima fază ți-o arată. Așa, dar puteai să te aperi jos în poziția aia, puteai să te ridici. Da, da. Puteai să te recover, dai costat. Da, da. Totuși. Ce naiba. Antrenat să ia pumni. Bun, hai. Hai, hai să serios. Facem față cu mâna. Da, bine, ține apăsat. Ține apăsat ăsta în spate. Așa, așa. Ia, ia. Ce ai făcut nu aici? Nu știu ce am făcut, dar arăta mișto. Ia, unde ți-ai ficat mâna? Ia, hai, bine, faci. Ce mi-ai prins mâna. Da, ai văzut ce frumos. Dar nu e cam lent așa, nu știu. Păi l-ai obosit, nu vezi că nu mai are pic de vlagă. Păi stai, mă dă mai așa. Ai uitat că mai trebuie să ai și așa. Păi cu câte de-aia mai așa obosești mai tare. Aoleu, aoleu. Stai că am obosit anumite. Ah, da, ce păcat. Hai să mai... Hai să luăm. Vezi, asta e perversa de pe târgu Ocna. Stai, stai. Așa, așa. Oh, shit. M-ai lovit tare. Păi să-ți pară. Wow. Vezi că ai o rană pe corp. Pe corpuleț. Am un cap o rană, nu știu ce. Deci tot ce-ți mai rămâne în cap aia o să fie. Că se bat pe niște fufe. Da, tu să nu te dai la fufa mea, ai înțeles? Oh, ce-a fost aia, mamă? Nu știu, dar ridică-te. N-are
are niște speciale, dar are ceva. Așa? Nu zici că te mângâie să mori eu. Păi dar lasă-l să respire, uite, ai scăzut viața aia, bara aia, de tot. Când dă cu piciorul zici că te ridică la gimnastică, ceva, uite. Nu, stai. Aia ai văzut? Aia, aia, aia. Parcă aia fără mai. Aș putea zice că te-am lovit un pic acolo. Și că dă-i, dă-i, ce picior în gură. Nu, mă, nu mai fi... Te uiți la chat? Ce faci aici? Tu te uiți, eu mă chinui să fac ceva aici. Da, nu știu, eu sunt la fel de lovit ca tine. Da, nu mai încerca să dai, da, ce s-a stat? A, de-aia, mă, e prea obosit, nu? Da. Te crezi mecher? Ia, vrei un genunchi în burtă? Nu. Mersi că mi-ai zis ca să mă apăr. Opa, 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 opa. Nu, break, break, break. Hai. Nu știu că nu are priza. Nu. Ba da. Dă-i o palmă cu piciorul. Hai mă, nu mai merge să facem aia. Hai, te crezi tare? Cred. Celălalt. Trebuie gândit aici. Da, da, trebuie să fii strateg. De exemplu, pot să gândesc că vreau să te iau la pumn. Nu vine să cred. Bă, măcar nu s-a terminat într-o secundă. Da, măcar de data asta chiar a fost ok. Jucăm pe PlayStation 4 pentru cei care întreabă. A întrebat un singur. Pentru cel care întreabă. Așa. Uite, uite, aici mă băteam cu o muscă. Trecea pe deasupra ta. Încercam să te protejez, să nu cadă pe tine. Ăla a fost nănău, da? Și aici, uite, bzzzum. Bun. Cred că nu te avantajează acest luptător. Nu, luptătorul îi devine. Sau controllerul. Ceva e... Controllerul, da. Hai să încercăm. Ai altă categorie. Hai la fete. Hai. Mergem la fete? Hai copii, mergem la fete astăzi. Vrei aici? Oh, vai. Hai, dăm așa. Hai, hai. 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 Ai dat? Tu nu m-am dus în stânga, trebuia să mă duc înainte de bag. Gata. Hai să vezi bătaie ce ții. Îmi cer scuze dacă te-am supărat, Robi. Nu știu despre cine este vorba, dacă e de mine sau de Robi Baumgartner. Da, cred că despre el. Da, și eu, te iert. Da, Cătălin, stai liniștit. Da, stai liniștit. Suntem ok. Dar chiar nu poți să selectezi din categorii diferite, nu? Adică o fată care... Nu, nu poți. Nu. Nu poți. Dar oricum nu arată ca niște fete. Adică, să fim serioși. Da. Imaginea clasică a fetei. Mergeți la fete, luați-o și pe Andrada. Luați-o și pe Andrada. În ce categorie ar intra Andrada? Uite ce mușchi are asta, mea. Tu ești cealaltă, să știi. Da, știu. Ce te dai? Hop, tare, de tat, de tat, tare, de... Ia uite... Hai, gata cu... Ha. Hai cu pumnii și picioarele. Ce pumni și picioarele? Publicul. Pumni și picioare, ia de aici atunci. Ia, aleră, hai! Capul tău este cam roșu. Nu. Ăla a fost un cot. Uite ce tată mare am. Care intra la categoria hot. Mamă. Cred că ești bun la agățat. În categoria fetelor single. Aoleu, nu mă așteptam chiar așa la răspunsuri atât de creative. Ia mă, ia de aici.
Îmi explodează capul cu tăiște. Ca reclamele alea cu Nurofen, ceva, știi? Când se face capul roșu, da. E o pastilă și strece. Ia un Nurofen. Vrei motiv să iei Nurofen? Ia de aici! Oh. Îmi place chestia asta. N-am putut să o exersez cu calculatorul. Păi, dar nu cred că spama ca mine, ce? Da, păi nu spama și... Oh, cum a fost asta? Pleacă de pe ea, pe ea. Pleacă, pleacă! Pe ei, pe mama lor. Gata, gata, am scăpat. Good scramble. Rouse with a solid leg kick. Straight right. Good block by Rousey. Ia, vino mai aproape de mine. Hai, vino. Hai, nu te sfii. Nu. Hai, fata. Cuțu. Poți să te prinzi de marginea ringului să te arunci. Da? Uite. Cu power din ăsta și triunghi. Ia, lasă-mă. Hai, du-te. Hai, iarăși ai nevoie de Nurofen. Ținta ei este durerea. Da, mă, merge. Du-te lângă margine, ține L1 și triunghi și spre mine ăsta. A, spre tine. Da, dar du-te la margine, du-te la margine. Hai. Ce e aia, mă? Stai, băi, lasă-mă. Hai. Nu. Dar trebuie să ai energie. Hei, trebuie să ai energie cât mai mult. Ia, încearcă acum. Dar lipește-te de margine. Așa. A, ta nu știe, e proastă. Mai n-am să-ți fac. N-am învățat din astea. A, stelna. Dă-i la pântec. A, ce-mi place live-ul ăsta. Și nu, n-aș avea curaj să mă bag între ele, să le despart. Ce-ai? Nu, am vrut să-ți arăt unde te doare. Nu mai am energie. Dar nu poți să schimbi postura, să-ți fac cu partea aia altă. Nu, de fapt, o să-mi ține. Stângace, dreptate, nu? Ia uite ce-mi dă la piciorul ăla. Păi l-am văzut cu sânge. Oh. Ha. Hai, mai vino. Hai. And there's another kick to the midsection. Oh! Mai zis să dau la pântec, ia. Nu mă dau obosește o dată. Asta a mea trage bine și cât de obosită. Cu cum nici eu puțin. E, cât de cât. Altul e chiar mort. Vieți. Dar nu înțeleg, la tine s-a înroșit mâna, dar cred că s-a înroșit de cât ai dat în mine, de fapt. Nu, cred că ai lovit-o. Nu. La mine capul, uite-te și tu. Da, nu-ți dau la cap. Repede, Nurofen, ți arunce din public. Cineva... Oh, ce-a fost aia, stai. Stai că-mi tremură șunca pe mine. Bine, ce șuncă, că n-are. Eu nu aud ce vorbesc ei, am decât chat pop-up-ul. Ah, nu înțeleg. Dacă îi dă cu piciorul în burtă, ăla, aia în alb are orgasm. What? Cred că ai nevoie de un ospa, de mai multe chestii acum. Hai mă, gata, pun picioare obosite așa. Dar cât trebuie să-ți mai dau un piciorul ăla să simți ceva? Păi trebuie să dai cu putere. Te-am lăsat în pace, că dacă veneam peste tine acolo... Oh my fucking god! Holy shit! Și n-ai rămas knockout. Doare. Și că Răzvan pare mult mai relaxat în prezența lui Roberto decât cu Madeline. Ce-am dat acolo. Răzvane, nu uita, mâine așteptăm Garage Mailbox. Apare Arșinel cu un Nurofen de la Catena. Alo.
ceartă între astea două. Mi-ai mâncat ficații. Da, exact asta am făcut. Oh, s-a terminat. Bă, cum ți-am dat-o pe aia. Da. Mamă, ce fac băieții? Răzvănina, mă, îți minte? Da. Costi, facem bine. Că dă-i la foie gras. Uite, mă, ia, poate prindem pe aia. Nu știu dacă au, dacă au pus. Asta cred că a fost prima. Oare au pus-o și pe aia? De ce poate de la uite, mă. O, oh, frate. Cât de mișto a fost asta. Here's a powerful head kick that lands. Băi, las-o, bă. Ei, gata, jocul meu preferat. Dar doar când îl joc cu tine. Da, am văzut că a fost cracuit de nuvo. Înțeleg că și Doom și Rise of the Tomb Raider. Ce faci, mă? A, nu s-a terminat? Nu, nu, nu. A fost doar așa. O pauză din aia. Ia uite, bă, ce dă. Ce dă, bă. Ia uite, fără gardă, fără nimic. Mă bate mai cap. Ca în piață. Ca în piață. Iar ai capul roșu. Să ajungeți la decizie, please. Nu știu, nu promitem nimic. Da, nu știu dacă de bine jucăm. Bă, ce cu piciorul ăla? Ia, hai că și tu ai picioare. Ia, ia, vină-mi pace. Niciuna are picioare scurte. Oh, <my God. laughs> și capul la fel. Aoleu, doamne. Dar cum? Eu nu pot să te lovesc la picioare. Da, mai e obosită, deci dai odată în ea obosit. Stai așa, că eu încerc să aflu cum dau la picioare. Eu nu pot să dau la picioare, asta mea n-are pur și simplu, nu e programată să dea la picioare. Nu am nicio zbită, dau low kick. Păi nu, dai simplu, fără... Nu, pe a mea simplu îți dă în gură. A mea simplu... A, uite, 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 are unde ăsta, da, simplu fără uite, nicio direcție. Uite, asta-i pasă, uite, zici că dă pasă cu... pasă și... și acum un shoot! O foarfecă și... Rupei, nu pot să zic aia. Da, cred că n-ai văzut asta. Ți-am dat una din aia mișto. Este un hack care poate fi ușor rezolvat de Steam. Mamă, i-a mutat. Pleaca. Te dăm fiști toate acolo. A, bine. Păi, nu, dar eu nu prea sunt stresat că nu-ți roșu. Decât la picioare. Mă acoper picioarele. Dar numai piciorul ăla e roșu la tine. Bă, dar dacă dai în el o să cad. Nu e acel. Da, au obosit cu tine de așa. Nici nu mai poate să dea bine a ta. Maaaam! Uite și ăsta sărată tu. Păi nu vezi ce ai făcut, ești cam violent, să știi. Deci dacă te uiți cu atenție, ai putea chiar să-ți dai seama că e femeie. În condițiile date, adică cu sângele ăla pe față și pe... Oh, mamă! Bă, trebuie să recunoști că-ți de impact knockout-urile astea. Chiar arată da. Bine de tot. Mamă! Mamă! Sexy și rele. Le-ar boxa și arbitru nițel pe astea două. Așa? Nu cred. Bă, nu. Am avut FIFA. Am avut live cu FIFA, nu? Am avut live cu FIFA. Și ca să ne luptăm mai mult la sol. Și în clinic. Acolo suntem amândoi specialiști. Da, la chestia aia. Ala. Sexy time. Hai să okay. Încercăm. Vrei tu cu astea? Nu, hai să hai să schimbăm, da. Găsim alte. Da, da, da. O iubită ca asta să noi ne plictisim repede de... de fete. Le schimbăm ca pe șosete. Ce vrem? Ia să vedem. Dăm din alea cele mai slabe? Da. Vai, ce skill are. Ia. Mănâncă ceva. Ham. Randa Marcos. Marcos. Mamă, asta ești. Eu vreau să fiu unguroaică. Nu e, e din Canada, da? Nu contează. Ok. Vrei să fiu... să fim conațional? Nu contează. Moroz. Wow. Asta n-arată ca o femeie. Wow. Asta e varianta feminină a lui Bruce Lee. Probabil. Cred. Să vină o grasă în ring. A, trebuia să schimbăm, trebuia să schimbăm ringul, dar n-am fost pe fază. La următorul. Se poate? Da, da, da.
Cât costă Nvidia pe forcepsul GeForcepsul 1080? Ăla sunt sigur că e autocorect, n-are cum să fie. Nu cred că cineva scria GeForceps. Și poți să afli cât costă forcepsul, intri pe site, cauți acolo forceps 1080. Mă rog, 1080 și o să găsești. Gâsoaica versus japonoaica. Da. Hai să vedem. Mamă. Mâini, deget. Da, hai. Dar mișcă te și tu, hai, vino cu stângul ăsta. Nu, eu mă duc departe. Trec de timp, nu se mă ating. Normal că nu te mai ating. Mamă, cum îmi dau astea una în alta? Nu mai am energie, ga. Ia uși pe asta. Ia fii atent aici. Ha! Stai că am dat break-a, bow. N-am vrut asta. Hai, Tai! Ha, double under. Păi aici, teoretic, pot să dau genunchi în burtă, pot să fac chestii. ce dragoste aici. Single color. Bă, nu înțeleg nimic din chestiile astea, dar... Nu știu, dar vrem pe jos, cum faci asta? Cred că te pot arunca cumva, dar... Nu mai știu cum. Uite, eu am... Până la urmă, cred că te voi lovi cumva și vei cădea. Dar de ce? Poate e invers, poate eu te lovesc. Sau, așa. Double under. Știu că a zis... Dance! Stai, încă trăiesc. Stai, cum vin pe tine? Dă un ceva, așa. Gata, așa, mă! Așa! Asta e, mă, băiatule! Așa! Asta ne place nouă! Să stăm întinși pe jos! Așa, și acum pot să-ți dau ceva? Pot să te strâng de gât? Pot să fac ceva? Că n-ai, bă. Posture up! Te-am luat de... Uite! Bă, ce faci acolo, mă? Nu, stai, full guard. Știi că acolo puteai să mă lovești, teoretic. Da, nu știu cum. Dai cu bunii. Doamne, arată foarte... Uite ce ne tragem de păr, doamne, ce sălbatică ești. Au! Ai căzut? Îți curge sânge. Uite, eu îți dau... Da, îmi dai la splină. Nu. Na dacia. Nu. Așa. O munghie. Top mount. Păi da, e ceva prietenesc aici. Side control. Aha, stai, ce get up? Ia uite, bă. Scuze, n-am mai putut. Trebuia să scar niște pumni. Hai niște pumni. Mamă, cum dăm ca proastele. Dar îmi place că pot să vorbesc la feminin despre mine. Nu mi s-a întâmplat. Fată, ce tare dai. Mai ce unghiuțe drăguțe ai. Sunt roșii, oare de ce? Păi cu ulei. Cu ulei? Wow. Cum arăt? Băi, cu ulei. I-a dat borșul la năsuc. Hai, pisic. Oh. Uite-l pe arbitrul ăla cum se uită acolo, săracul, chinuit. Ce dracu fac și asta. Ha, uite Hulk, când vine în tine. Nu cred că a sunat bine asta. Ha, vai, uite cum dăm... Asta nu simt nimic. Bine, nu. Aha. Bă, ești deja specialist. Da, nu, știu tot. Băi, frate. Ia uite, ta știe să dea din aia cu ringul. Vrei să vezi? Da. Ai văzut ce relare a fost aia. Ia vezi. Dai spre mine și triunghi. Nu, dar din ring. Atât a știe. Da, nu știu, trebuie să fie mai... Stai mă așa, stai. Ia stai așa când clipocește capul. Poți să te ia filmul. Mă ridic de...
Mă ridic pe drag. Da. Lăsați sânii în pace. Și că arbitru zice, las că vă iau eu la tăvăleală după ce-ți terminați. Uite, bă, cât sânge, bă, câtă violență, bă. Și uite, chiar era culcată și a mai tras stripul neacolo. Da, e mai tras jos. Știi care e chestia? Sportul ăsta chiar există. Adică să nu vă imaginați că asta e ceva artificial, așa, un joc care... Nu, sportul ăsta chiar există. Mă rog, poate nu e atât de sângeros în viața reală, pentru că în viața reală... Cred că e, dar nu tot timpul, de fapt. Da, exact. Și rezistă mult mai puțin la knockout în viața reală. Adică dacă ai dat 2-3 la cap ca lumea, gata, a picat. Dar... la fel se pune foarte mult accentul pe luptele alea, pe jos, în realitate. Se încearcă... Hai să schimbăm. Hai să jucăm modul ăla cu knockout-uri. A, da. Knockout, fiindcă knock-out este prea mainstream. Exact. Mi-a făcut gagica knockout. Ha, bun, hai să vedem. Bă, e sângeros. Ia să vedem. Nu e sângeros, ăia sunt pixeli. Da. Sar pixel din ele. Knockout mode. Ce comentariu. Nu ai citit. Nu o să citesc comentul cu Viorica. Okay. Și nici... Da. Nu. Dar niciunul din alea două. Niciunul dintre alea două. Bun, hai să luăm... Aici nu prea contează, trebuie să alegem... Uite, îl iau pe ăsta, că seamănă cu un furnizor de-al nostru. Dar mi-a dispărut, stai. A, am apăsat. Scuze, am intrat eu. A, e ok, e ok. Mai că îl iau pe Costas. Cipru, dar sigur. I-ai făcut o reindexare de baze de date, un reboot. Da, schimbăm arena de data asta. O să jucăm pe Arena Națională. Uriah Hall. Mă bat cu Hall-ul, mă. Uriah. Uriah. Nașpa de ăștia umblă toată ziua... Vineți pe stradă. Da, e și asta. E și asta o chestie. Văd că unii chiar se uită, pentru că știu jucătorii. Da, da, da. Hai să dăm viață mai multă. Așa. Very hit recovery. Asta e interesant. O să-ți explic ce e. Și hai să schimbăm. Bă, oricum era alta. Pam. Sunt câteva. Medicine. Vrei la Medicine? Unde era? Da. A, super. Deci, am dat așa, parry hit recovery. În principiu, parry este când anticipezi unde o să fii lovit și dai, de exemplu, cu ăsta sau cu ăsta. Deci, știi că o să-ți dau la cap, te lovesc acolo. Dar ideea e că în loc să doar să ții ăsta, trebuie să apeși și un atac în timpul ăla. Și atunci nu o să-ți stea doar cu mâna așa, ci atunci când vine o să... Apără și dă mâna. Nu dă, doar parează, pune mâinile pe... Știi? Și atunci, în modul ăsta de joc, i-am dat acum să-ți crească o bară la viață, dacă reușești o din aia. Da. E clar. Merge să-ți customizezi caracterul, i-aș face tatuaj cu Bruce Lee. Mă, nu știu, are un mod din ăla de be a hero, be a nu știu ce. Bun, hai să vedem. Deci suntem în Madison Square Garden. Oh, vezi, mi-a scos deja o bară din aia. Oh, pentru asta trebuia să-mi scadă vreo 3. Da, da, deci acum mă oftic că e jocul ăsta, modul ăsta de joc, că dacă eram în celălalt, erai pe jos. Mamă, uite cum ne scad alea. Și după aia să vezi că și o lovitură din aia ca o muscă și tot o să picăm. A, dar chiar nu mai e obosit. E, nu, acum nu mai, e foarte greu să obosești. Bang! Și e best out of... 3 poate am dat. Acum ne bagă din nou meci cu Andrei. Și au revenit, s-au șters pe față. Da, 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 deja nu mai e nimic. Au dat uitării toate chestiile, tot ce s-a întâmplat între ei. Uite, vezi, am parat. Ia. Sunt cam întârziat să parat. Uuuu, ce mișto și ți-a dat viața înapoi. Da, mi-a dat viața înapoi, văd. Op, turbo, op, na. Oh, man. Wow, swing and a miss. Oh, wow, good that's left a big hand. Left hand. Ce-aș
aștepți tu aici? Bă, nu mai ai energie? Nu știu, dar nu ți arată nicăieri energia. Păi nu, cred că ai energie mereu. Au. 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 Hai. Ce frumos. Check it out again. Jucătorul în alb are lag, stă și ia pumni. Cred că se referea la prima, la da, primul da, da. Sigur, te deci cum aperi? Pentru că la mine n-a mers. R1. R1 și apeși un din asta. Dar ți-a pusat un pic. Și te lasă gen două secunde și după aia numai. Uite ea. Uite, vezi? Da. Și se și apără. Se și... mai și evită. Și merge și la astea, așa, jos. Era! Mamă, ce ai evitat-o pe aia! Nu-i corect asta cu evitat-o. Da, bă, uite, îți dau viață. Oh, ce mi-a dat! Stolz! E all out acum. Oh! Ai văzut? Da, am văzut. Așa se joacă. Noroc cu filtrele. A venit un comentariu super tare, dragilor. Dar nu o să vi-l pot spune niciodată pentru că cuvinte urâte. Uite cât sânge pe omul ăsta. Până și din tatuaje iese sânge. Mamă, bă, ce ai dat acolo. Da, îmi pare rău. Nu, trebuie. Dă-o. Da, super. Am dat amândoi. Dă-i tu. Așa. Ăla negru dă încet că nu mai are combustibil. Aduceți fasolea. Cum vi se pare jocul? Serios. Chiar aștept răspunsul de la voi, dacă vi se pare interesant. Mie mi se pare că e foarte interesant, așa că nu e aceeași rețetă de Mortal Kombat și știți voi. Luăm graș? Mm-hmm. Bine, stai să vedem ce gras îmi iau. Bine, e light heavy. Light heavyweight. Graș și light. Da. Graș mesnă. Da, graș cu salată. Anthony Johnson. Și că i-a tatuat o vânătaie la ochi. Îl vreau pe Mike Tyson. Purchase. Îl vreau pe Mike Tyson mai tânăr. E, na. Sau mai bătrân. Da, bă, ce tare. Cât de mișto. Da, chiar tare. Nu stă cine-o fi. Nu știu, dar pare să fie important. Da. Dacă l-ar pe Gheorghe Hagi. Uite, fain rău. Prea robotic. Da, na, e joc. Dar, oricum, e destul de interesant. Mai ales când îl joci, e destul de spectaculos. Mm-hmm. Latifi. Are un nume de super suedez. Da. Hai să-i dăm... Bine, hai, ok. Sunt curios cum ar fi un live cu... VVE16. N-am jocul, dar uite, poate o să facem rost. Ne dăm cu scaune în cap, chestii, da. Ar fi o chestie. Da, dar ăla e fake. Dar ăla mi se pare mai real jocul decât realitatea. Mm-hmm. Adică acolo poți să crezi că se lovesc în joc. Da. Jucați la heavy. Data viitoare. Hai mă, hai să te văd ce ochi beliți ai. Uite cum te uiți în ce cameră. Ce mușchi mare. Aoleu. Uite pe la ea. Ce te dai mă, așa șmecher? Te crezi că numai tu ai pumni? Ar trebui să jucăm la aia slăbănogii rău. Se termină imediat, îți dai seama? Nu, păi da, că dai, dai ca lumea, nu da. În reluare ca la ăștia. Scuze, scuze, scuze. Scuze. Oh, au. Au. Aia numesc eu reeducare. Face. Face.
ți-ai luat viață. Îmi place modul ăsta, mi se pare foarte tare chestia asta că poți fi viață. Te anunț că mai ai doar 3 linii la viață. Mai e o groază. Și mai trebuie să te lovesc o dată. Oh, ia uite-l mă cum își ia el, ia. Hai să-l umplem, hai să-l umplem pe Latifi. Aha. Opa! Oh. Opa! Ține-o două vieți. Nici nu m-am uitat. Ți-a stai un fel de gata, boss. Pace. Pace. Da, mă, da. Vezi, care e avantajul de a fi de culoare? Că nu se vede sângele pe tine. Mamă, ce te-am dat jos de pe picioare. S-a împlătunat. Oh, no. Eu uite, mă, l-am rapandulizat total. Nu mai poate cu piciorul ăla sărat. Ah, ce-mi place. Dă-i la bâzdâc. Ăla e. Vine noua serie de pumni în stoc. Aoleu, nu, stai mă, stai, bă, am glumit. Oh, nu mai ai energie? Oh, ce-a fost asta, mă? Și ăla alb își confundă degetele cu brânza saj. Sau cum? Brânza sau cum? Bă, eu vreau să-ți dau knockout înainte să se consume ele, dar nu se poate. Nu. Dar vreau. Doar ca să te surprind. Mie îmi place să fiu mereu surprinzător. Opa! Nu știam că se poate să faci chestia asta. Păi și ce facem aici? Ah, se întoarce. Cred că puteai să dai pumn. Da, cred. Ia, poți să fac? Uite, să intru așa nu pot să te dau gest. Ia, merge să dau pumn. Nu merge. Ce mișto e asta? Ia uite mă că a făcut și el. Na, n-am ce să-ți fac aici. Îl ia de cap și-l pupă pe da, frunte. You are my everything. Ăla alb seamănă cu Teo de la Club 99. Bă, dacă e același Teo de care cred eu, nu cred. Nu prea, doar care are barba tuturor. Da, doar care are barba și noi seamănăm cu Teo. Salut, Teo! Suntem mimele, suntem... Frății tăi de fapt. Da, da. Tu vezi câtă viață am eu, nu? Da, și văd și câtă viață am eu. Câtă viață n-ai tu. Și văd cât de tare tragi. Yeah. Nici eu nu mai am viață. Adică vlog-ul. Yes! Strângură piciorul, mă, vezi că ai probleme. Du-te la doctor. Uite mă că ți-ai făcut și tu viață. Bă, ce nemernici suntem. Îmi place mult modul ăsta. E foarte strategic. Nu e bine. Yes! Hai să dansăm. Oh, oh. Mi-ai lăsat capul să-ți dau un el. Băi, semănați cu Costel. Semănăm cu Costel? Nici cu el nu cred că semănăm. Sper măcar că face glume bune.
Wow, ce-a fost asta? Nu știu, dar vreau să dau în tine și nu pot. Păi nu mai da. Ce? Te-ai prostit? După câte am făcut pentru tine? După câte încă am făcut? Una. No, no, no. Oh, s-a mai dat una după ca bonus. Oh, nu cred. Bă, nu e fair, bă, nu, nu, nu. Cine e fair, bă? Nu, 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 deci, deci... Stai că am dat fight again, cred. Și eu am dat. Dă-i ieși și... Da, da. Știi care e chestia? Mm? În realitate mie nu-mi place să mă uit la chestiile astea. Nu-ți place, nu? La... La lupte, da, dure și... Da, în general nu-mi place să mă uit, adică... Te doare pe tine când te uiți, nu? Exact. Dar e ce mișto. Dar e ce mișto, da, că, da. Știi că nu doare pe nimeni, exact, e totul safe. Exact, exact. Hai film heavyweight, hai, hai, hai. Păi n-am jucat heavyweight. Păi am jucat light heavyweight. Hai să jucăm... Bine, ce? Featherweight. Hai, featherweight. Tu poți să-l iei? Putem să-i luăm pe ăștia doi, că probabil sunt cei mai cunoscuți. Da, hai. Așa. Și să... Stai așa. Hai să-i dăm... Rio Arena. Mergem la olimpiadă, la jocurile olimpice. Ai, ai, ai. Știi că teoretic e greșit să spui olimpiadă? Adică, adică teoretic olimpiada reprezintă distanța dintre cele două jocuri olimpice. Cel puțin așa m-a mințit o profesoară când eram în școala generală. Adică de atunci am ținut minte. Dacă răspundesc informații proaste, scuze. Doamna Ștefănescu, să vă fie rușine. Nu putem să luăm pe Mike Tyson, că e păcat. Și că tu wins, de ce tu wins? La tine păi apare... Păi ce face ăsta, mă, ce înregistrează? Bă, ia, vină în coace, mă. Bă, păi cum? Deci nu. Așa ceva, nu. Uite, na. Dar de ce nu parează? Nu mai merge să pară? Ba da. Am scos aia? Ah, gata, bine. Maaa, cât de frumos. Am ratat. Rupe în piciorul. Mă, ce se dă? Nu cred! M-ai luat! Cum mergem față în față și dăm peri. Oh! Nu, mă, nu, deci nu! Nu-i bine, mă! Mă, nu! Tu ești antrenorul și jucătorul, da, și... Ăla-i, ăla-i! Jocuie și pe PC? Nu mergeți la Rio, că plecați cu 13 boli de acolo. Nu, jocul, din câte știu, n-a apărut pe PC niciodată. Păcat. Roberto, la ce școală ai fost? Școala generală am făcut-o în București, la școala 70, care acum are un nume dubios. Nu se mai numește doar școala 70, se numește un nume. Ceva. Pe la Piața Muncii. Era una din cele mai bune școli din sectorul 3 pe vremea aia. Sau cel puțin așa îmi plăcea mie să cred. Că i-o rupt capul! Ce-ar fi mișto dacă ar putea să, să sară, dacă... Nu știu cum e. Da, ca în Mortal Kombat. Da, 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 complet așa, să se urce pe ring. Da. Tot mai mi-a umplut. Ah, mi-a umplut save. Nu! Nu e bine, nu e bine. Cine mai are, cine are o groază de viață acum? Ah, nu! Very good.
Încă nu știu să spun dacă o să am invitat joi, lucrez la asta, dar momentan nu pot să confirm sau să infirm nimic. Așa, deci o să l-am pe Răzvan. Invitatul special. Am auzit că ai fost invitat special. Oh, mamă, cum a fost asta. Da, săptămâna trecută am fost invitat. Lima de lini. Ah, ce frumos. Și după aia ghiși ce, următorul live ai venit cu mine să iei bătaie de la... Ia uite bă ce mi-a dat, cine... Roata Mori se învârtește, țac, țac. Cred că te-am lovit. Da, cred că am pierdut. Da, cred că ai pierdut. Exact. Mamă, este 6 și 3 minute. De ce țipă tantia în tribună? Din tribună. De, țipă o tantie din tribună? Păi... Fii căgica lui. Da, cred. Nu-i greu să-l trebuie. Dar uite ce mișto îi face părul lui. Da, 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 exact. Uite ce mișto. Și ce tare că publicul mai țipă pe acolo. USA, USA. Da? Da, da, da. E foarte mișto. Când jucați No Man's Sky? Păi poate săptămâna viitoare. Îl ai? Nu, dar o să-l am. O să-l ai? Da. Ce tare! Am văzut astăzi un puțin din el. Cum da. E foarte mișto. E, am înțeles că e foarte chill, așa. Da. Dar bine, nu știu dacă merge în live, că durează foarte mult până explorezi, până ajungi. Da. Vedem. Bun. Hai să încercăm, ai zis că vrei să încercăm cu din alea slăbănoage, nu? Păi am încercat. Am încercat? Da. Am și uitat. Ăștia erau slăbănoage. Ah, da. Hai cu graș acum. Hai cu mega graș. Păi du-te în stânga. Hai. Eu îl iau pe ăla care are burta cea mai mare. A, uite, și mai tăi să nu și aici. Băi, e peste tot. Asta nu pare gras, uite-te la el. Da, nu, doar că are oase grele. Uite cum îl cheamă pe ăsta. Bigfoot Silva, mamă. Clar. Da, clar, stai așa, stai așa. United Center. Da, e perfect, exact ce-mi doream. Deci. Ai jucat Final Fantasy? Nu mă, și vreau, adică nu s-a lansat, dar arată super mișto. Deci, din ce au arătat, jocul ăla e primul Final Fantasy pe care vreau să-l joc. Deci, pentru joi o să încerc să pregătesc ceva interesant, dar nu știu momentan ce. O să vă anunț în ziua respectivă. Aș vrea să avem un concurs. Mamă, cum arăți! Cum arăt? Așa. Stai, nu mai merge? Cum să nu merge? Tu ești acolo, în capăt. Arăți ca ăla care cântă... Da, chiar, tu ești ăla, uite, papa, uite, uite, uite. Poți să le spui și lor gluma cu... Care? Cu cum arată o blândă. Păi nu știu că am inventat-o pe loc, adică... Am spus-o acum când ți-am zis ție cum arăți. Am înlocuit blonda cu tine. Mamă, cum arăți! Băi, dacă ta omul... Băi, frate, deci chiar simt că mă bat cu Goro. Asta e Mortal Kombat cu acum. Bigfoot! Mamă, uite cât ridic piciorul ca să ajung la tine. Deci eu nu cred că ăsta în viața reală poate să ridice piciorul atât. Deci cred că dacă îți dă ăsta un pumn, e knock-out direct. Fix ca Goro e. Ce cameră nebună. Uite ce mă bunzi. Da, exact. Hai înapoi, înapoi. Recalite. Silva seamănă puțin cu Obama. Seamănă un pic, da, da, da. Un Obama da, pe steroizi. E doi Bama. Bă, stai așa, că acum pot. Mai am două din alea. Aha, trei. Ia că stai steam. Aha, patru. Da, bă, dar și ghicesc unde o să dai.
Aha, de la egal la egal. 3 la 2. 3 la 2. 3 la 2. 1. Oh! E pupat piciorul. Da, băi, ce frumos. A fost un gest de fair play din partea lui. A pupat piciorul adversarului. Ce frumos. Sunt sigur că și-a dorit asta. Ia uite ce frumos. S-a dus el așa. Uite, unde e piciorul tău? Unde e? Wow. Uite, ți-au rămas granile din meciul trecut. Ce faci, mă, acolo? Au. Bă, recuperează-te, mă, ce-i? Oh, ce frumos! Ce face Obama? I didn't even try. Uite, mă, ce frumos e. Ia, dă și tu, mă, ia, hai, bate-mă și tu, dar nu o să te las. Cum să te bat, că te-am bătut de două ori, e 2-2. E 2-2. Așa e. Jucăm în decisivă? Hai, jucăm în decisivă. În Rocket League. Gloria. Hai. Hai să jucăm... Ce faci? A, schimbai... Nu înțelegeam ce se întâmplă, că îmi schimbai și mie. Jucăm cu ăștia? Cu ăștia am jucat, nu? Da. Parcă. Hai cu ăștia. Hai. Alex Barau, Renan Barau. Îl iau pe ăsta, că sunt curios cum îi face părul. Da, cât de tare. Trebuie să caut și eu unul cu păr lung. Că aș vrea să facem o luptă din asta între lemming și... Plete. Da. Uite ăsta. Ăsta avea, are niște șanse. Francisco Rivera. Și ăsta, uite, Brad Pickett. Bă, cât sunt? Gata, l-am găsit. Mizugaki. Da, cheia, Mizugaki. He will take ya in his birdlog and will kill you. Când calcă Silva pe jos, înfuge pământul de sub picioare. Jocul se numește UFC 2. Uite cum scrie pe ecran mare. Da. Și e făcut de EA Sports. Așa da. Cum de altfel scrie pe ecran mare. Ia uite, mă. Uite, mă, pe mătufurile. Prietia tău. Da, foarte. Foarte. Bine, nici altă unui. Ia uite-l, mă. Bă, mi-e drag. Ia uite, mă, eu veneam să... Da, hai că vin și eu. Dar nu merge ca un bețiv. Nu, stai. Ia, stai. Cum te ape? Stai. Ia. Uite cum îi face părul. Stai, vreau mai aproape de mine. Ia. Al tău nu e atât de flexibil cum e al ăsta, parcă. Că da, hai în spate. Hai. Ce să vedem. Dacă o să vezi la knockout cum îți face părul. Bă, și-am încercat să mă apăr, să-mi iau din alea. Aaaa, ce frumos. Uite, bă, câtă dragoste ai. Balar, mama, să-l pupe. Dă-i mă drumul. Nu știu cum. Dă-i sus. Ia uite, l-a luat și de gână. What the fuck, chiar merge chestia asta, stai așa. Da, uite, ne-a dat, cred că ne-a descalificat. Da. Ne-a dat, da. Și ne-a dat ori de la început. Da. Și de ce scrie că tu ai două victorii și eu am 0? Nu știu. Se referă poate la meciul ăsta. Poate m-a descalificat de tot. Nu, mă, se referă la meciurile anterioare, cred. Wow. Heroina, Mamă, ce dă ăsta al meu cu câtă patimă, dă. Ia uite câtă sânge. Da, mă, ți-a dat cu bulion, mă. Oh, mă doare gâtul. Oh my fucking god, nu cred. Holy shit. Ia. Yeah. Băi, a stricat pe mătufu. Asta a fost cam brutală. Ai văzut partea lui Kakashi din Naruto? Bă, nu mă mai înjura. Nu, chiar n-am văzut. Ninja versus Akuma. Bă, cum a fost ruperea aia de gât. Sperăm că toți pixelii sunt sănătoși. Bă, mai am un singur din aia. Ha, două.
3, 4. Oh, da. Au. Au. Dar desigur că facem din asta. Opa, 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 opa. Hai mă, dă-i. Ia uite cât te-a luat. Hai, facem un dans. Dar știi că n-am vrut să lovesc, că am apăsat din greșeală, că am vrut doar să mă apăr. Serios? Da, am vrut să parez. Da, da, da. Am fost imprevizibil, ca de obicei. Uite, uite, ai văzut cum i-a făcut părul? Uite, uite, știi ce e jelly. Fizica părului este... Fizica, da, pentru el, da, nu ține cu el. Bă, cred că te-am bătut. M-ai bătut la ăsta. Da. Și la celălalt, da. Deci m-ai bătut. Da, ai fost aproape. Adică nu, chiar ai fost... Da, nu mă așteptam, adică... Credeam că o să fiu efectiv un sac de box. Și tu dai... Exact, exact. Acolo. Dar nu a fost chiar așa. Nu a fost chiar așa de rău, nu? Da, și e fun jocul așa. Dar e fun cu prieteni. Împotriva calculatorului nu mi s-a părut atât de fun. Și are niște din astea, uite, Create Fighters. Hai să vedem că zicea cineva de... Hai să-l facem pe Madeline. Hai să-l facem pe Madeline. Dar de ce n-a mers? Stai, wait, care-i treaba? Ultimate. Da, Ultimate. N-am văzut eroarea, cred că a zis ceva și n-am fost atent. A, trebuie să fiu logat pe net și nu sunt. Ce prostie, hai să dau career, poate la career merge. Become the Ultimate Fighter. Start new male career. Deci că i-a dat de a crăpa pământul. Așa, mă! Deci, general info. Să începem cu început. Așa. Madeline Anderson. A, nu, uite, are create custom name. Stai, ne e totul pierdut. Așa. Bun. Din Las Vegas. Nickname. Asasin. Hai că merge, asasin, e ok. Age îl pune și noi la 30. Da, dar pune și Fighting Out of Las Vegas. Vezi, poate de România, ceva. Cum ar fi să aibă? Nu. Vai cât de greu se mișcă meniul ăsta. Asta e viteza lui cea mai mare. A, da? Da. Dacă n-are București, o să fac curat. Și sigur, n-are că n-avem jucători în UFC. Cel puțin... Uite, de aici, din Câmpina, din Brazilia. Asta văzusem și eu. Bucarest, România, nu cred! E perfect. Oh, super. La ce clasă îl pune? La... Crezi că middle... e pe aici? Nu, ia, mai stânga. Cred că aici e. Aici? Cred că la lightweight. La dorfi. Hai, punem la lightweight. Așa. Da. Ce înălțime are? Cred că... Cam 1,80, nu? Nu. Da, de fapt, da. Stance. Ortodox și southpaw. Asta e cum stai cu așa. Bine. Uite, putem să ne uităm la el așa, să întoarcem ringul. Uite, scrie pe spatele lui. Ia, ia. Armeanu. Armeanu. E un fel de I acolo. A, nu, scrie Madeline. A, scrie și Madeline? Da, scrie Madeline și apoi Armeanu în jos. Yeah. Da, bă, scrie Madeline. Cât de tare. Ia, yeah, appearance. Păi, în primul rând. A, astea niște preseturi. E unul care seamănă cu el? Să începem de undeva. Ăsta. Ăsta, nu? Da. Nu. Nu, nu seamănă. Clar, ăsta e. Unde-i Madeline? Uite la aici. Stai așa, stai. Hai că-l punem pe ăsta cu cruce așa pe el. Hai să-i schimbăm un pic părul. Care-i Madeline? Să fie ăsta? Dă-mi ce manechine are. Să fie, da, trebuie să fie cu părul dat pe spate, că e așa îl ține. Uite, ăsta are părul un pic pe spate. Dar nu pot să-mi dau seama, nu, e prea scurt. E prea scurt. Ăsta? Nu, ăsta e... Este prea lung și în sus. Ăsta are creastă. Are creastă.
Bă, n-au Madeline în jocul ăsta. Atenție asta. Când îl cumpărați, da? Bun, hai că e bine. Părul e de culoarea... Mamă, ce fire de păr. Hai că l-am pus negru. La asta nu mă pricep, dar hai, păr facial, ar trebui să vedem. Ceva de genul ceva asta. De genul, da. Așa. Body hair. Păros, frate, îl facem păros. Îl facem așa. Dar schimbă-i culoarea pielii, în primul rând, mă... De ce? Așa e Madalin, el a bronzat. Hai că îl lăsăm așa cum era. Păi stai că trebuie să ajungem acolo, nu știu unde. A, uite, mai avem până la skin. Te avem head, game face. Uite mă că poți să-ți importi fața. Nu. Bă, cât de tare, trebuia să avem o poză cu Madalin. Băi, cât de mișto. Și poți să sculptezi în față. Ia. Yeah. Uite-te la fața lui cum se alungește. Săracu. Bun, cred că pe la jumate e ok. Înălțimea. Wow, cât de tare. Dar nu mă pricep la asta. Adică de nu pot să-mi dau seama cum e Madalin. Așa că trecem mai departe la ochi. Unde nici aici nu o să știu nimic. Dar îi facem verzi. Îi facem albaștri. Ca să moară fetele după el cu hashtag body. I have the body of a god. Shame it's Buddha. Skin. Deci, mai sus. Hai, undeva pe aici, ia să vedem. Nu, mai mult. Mai mult. Cam așa. Așa, brânzometru? Da. Hai, lăsăm pe ăsta. Da. Lăsăm pe ăsta. Eu zic că tatuajele sunt perfecte. Este exact ca Madalin. Da. Da. A, n-are pe picioare, stai așa. Așa. Uite mă, poți să-l pui foarte mișto. Chiar ai o grămadă de chestii de modificat aici. Uite, poți să-l dai mai puțin, așa. Flip orizontal. Uite, putem să facem o cruce întoarsă. Putem să facem o grămadă de chestii. Uite, poți să-l rotești. Poți să-l pui pe tot piciorul, uite. Se atinge fundul de, uite. Da, păi o să-l lăsăm. De ce nu merge invers? Invers nu mai merge. Merge doar așa. Ni. Ah. Am mers. Așa e perfect. Ok. Așa. Ăsta e tatuajul lui original, știi? A, și poți să mai pui un layer? Da, poți să pui câte layere vrei. Poți să pui tatuaj peste tatuaj. Dar de ce are numai cruci? Ah, uite mă că astea sunt Angels and Demons, dar uite câte are. Ok, tocmai am aflat că R2 nu mai merge pe controllerul ăsta. A, merge, uite, a luat-o acum. Animale. Uite, poți să pui un elefant. Cucușa. Poți să pui o șopârlică. Celtic. Da, interesante și astea. Fantasy. Dacă n-au cu LOL, n-au nimic. Miscellaneous aici, nimic. Old school. Uite, bombițe, chestii. Hai să punem o bombiță din asta, e și color. Pe cruce. O bombiță pe cruce. Ce dracu i-am făcut? Stai, i-am dat... Ai scalat-o foarte mult. I-am dat stretch, da. Dar vreau să întorc ăsta, că nu văd. Așa, uite. Așa, bomba sexy, Madalin. Așa, și să-l întorc și îl pun aici pe genunchi. Poți să-i pun pe genunchi? Poți să-i tatuiezi pe genunchi? Aparent, da. Așa. Și să nu-i lăsăm și piciorul celălalt, pentru că ăsta nu poate să fie gol. Și aici o să-i punem... Mamă. Și că dacă uitați-vă atent la ochii ăstuia de-l creați, că are strabism. Are strabism? Ne uităm imediat. Putem să punem portrete, ca și cum ar fi iubăreți. Miami. Boston. Nu, astea sunt de pușcărie. Nu. Putem să scriem, uite. Putem să scriem aici ceva. Pe CG? Da. Uite câte fonturi avem. Deci chiar este incredibil de complexă chestia asta. Uite câte fonturi, for fuck's sake. Wow. Bun. Am zis că îi punem și aici ceva, așa că îi punem, uite, asta. Ai văzut ce am pus? Așa. E prașul garajist. Da. Cel mai fericit. Așa. Zicea de ochi ceva, da? Bă... Da, dar uite, nu mă lasă să-i modific prea mult.
Cred că sunt aici parte din cap. A, uite mă, aici ai. Olo. Vai de capul meu ce e aici. Simetria ochilor. Înălțimea ochilor, unde sunt? Nu, e prea sus, mă sperie. Mădălin, dar ce-ai pățit? Stai, stai, stai că-l rezolvăm. Separation. Dar nu știu cum e Mădălin. Sunt certați, da? Fol, ce faci asta? Hai, se închid ochii, îl fac chinez. Forma ochilor. Oh my god! Ma! Facem predator. Fold. Da, asta l-am luat. Ce mai avem pe aici? Uite astea. Sprâncene. Nu pot să-i le fac mai mici? Ba da, dar și-i. Primul. Da. Nu. Nu? Cred că sunt în altă parte, la părul ăla. Na, naiba, mai știe unde eram. Hai să facem urechi mari. Asta e ca să nu-ți urechile. Astea sunt fălcile. Urechi, 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 urechi. Așa. Oh my fucking god. Dumbo. Cauliflower. What the fuck. Bă, da, e foarte complex. Și nu o să putem să-l facem pe Mădălin pentru că nu suntem în stare. Da, folosiți-vă imaginația. Folosiți-vă imaginația, da. Puteți să credeți că e el. Hai să vedem, să-i schimbăm chiloții. Cum a sunat asta? Muay Thai full cut. Vale Tudo. Băi, nu știu preferințele. Da, nici eu. Da. Toate Reebok, adică nu... Da, 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 ai văzut? Totul e același brand. Aoleu, m-ai speriat, Mădăline. Nu, poți să-i pui de-astea ce da, tare. Frate, și poți să-i schimbi. Alea cu dinți. Clar. Care? Unde-s cu dinți? Ah, da, ce colți. Tare. Ia. Hai mă, deschide gura. Deschide-o. Hai. Cât de tare. Ah, sold. Foarte mișto. Accesorii. Păi nu mai avem unde să le punem. Hai pe ăsta drept. Dar nu vreau să acopere. A, nu acoperă. Nu, e perfect. Da, e mai acolo. Dar punem doar pe la drept. Pe stângul nu. Păi și? Tricou ceva, nu? Păi la ce trebuie tricou? Nu, mă gândeam că poate schimbăm și noi tricou. A, poți să schimbi muzica și felul în care... Da. Aha. Asta e. Da. Personalitatea. Cum face tont. Așa, așa. Frățică, dă-mi o bucățică, asta e, da? Skills. Păi... Toate la oh maxim. My fucking god. Păi da, da, nu poți chiar toate la maxim. Dar de ce nu poți să schimbi nimic chiar? Nu poți să schimbi nimic. Dacă apeși click? Pe... Nu. Dar înseamnă că așa începe, cu overall 25. Ah, poți să-i schimbi aici. Stilul... Și-s mai multe sus. Adică acum l-am pus pe boxer. Nu o să-l schimb pentru că mi-e frică să nu-i modifice parametrii. Ok, vrei să jucăm și unul cu Mădălin? Da, trebuie să jucăm unul cu Mădălin, neapărat. Dar nu știu dacă merge să mă bat cu tine, că... Uite, acum... cineva și căută. Poză cu Mădălin. Oh my god. Hai că-s curios, care-i poza? Cred că știu care-i poza. Mă rog, e mânuța aia în loc de ro... Da. Aici. Da, eram sigur. De unde știi? Am mai văzut-o mai de mult. Toată lumea care caută o poză cu Mădălin o găsește pe asta. Google-ul ți-a dat? Da. Ia, ia, ia. Da, da, niciunul dintre ăștia nu-i Mădălin. Să fie asta? Mă. Tu ai zis că noi nu știm nimic din jocul ăsta, nu? Băi, ce paletă. A, da, și la fete sunt, se mișcă cozile frumos. Băi, ce frumos, nu? Foarte drăguț. Hai că am dat mai departe. Welcome to TUF! Team Condit versus Team Diaz. Și? Se pare că eu pot să controlez. Advanced to fight. Ah, stai măi, ți-ai început cariera. Păi da, da, de ce mă bagă la... Sper să nu mă bage în tutoriale. Nu, că i-am dat to fight.
half-flick, uite, astea sunt foarte importante, că uneori mai ai half-flick de aici cum să joci. Ia mă, vine pe Reebok. Unde e Madeline? Era nu Madeline. Am rămas pe luptă din aia. Uite-l mă! Asta e Madeline! Madeline! Bine! Madeline Armeanu, din România! A, e timpul să fim patrioți! E timpul să ținem cu ai noștri, dragii noștri! Hai să dăm și mâna cu ăsta, dar nu poți să te pun și pe tine să joci? Nu pot. La settings pe acolo, fii ceva... Gameplay. Nu bă, trebuie să mă bat cu calculatorul. Hai, bate. Să mă bată. Trebuie să câștigăm mă, și noi ceva. Li. Hai, fii atent. Oh, ce frumos! Este timpul să fim într-adevăr patrioți și ne bucurăm că avem un așa sportiv atât de talentat. Se vede clar că a început meciul în forță și aruncă acolo lovituri direct în figura lui Kuznetsov. Am ținut minte. Da. Uite, mă, dă, Lin. Exact. Așa. Tot ceartă. Încă 4 minute în această repriză. Nu știm câte sunt. Cred că-s 2, după cum arată jos acolo. Madeline se ține bine. Ce frumos! Și acum încearcă un atac! Incredibil ce lovituri au intrat acolo! Dar rusul sau ce mama lui o fi a reușit să evite un dezastru. Incredibil cum a parat acolo și din nou o serie de lovituri! Și e groghi! Nu mai știe de el! Kuznetsov este knockout! Incredibil! În sfârșit, România a primit sportivul pe care avea nevoie! Avem nevoie de un Madeline Armeanu în toate sporturile! Avem nevoie să arătăm că românii pot face performanță! Este momentul nostru, am pus România pe harta lumii, dragilor! În sfârșit avem un sportiv garajist care are o rață pe piciorul drept! Este un moment istoric, iată-l și pe Sally din Uncharted. Ia uite ce trist e rusul. Rusul este absolut terminat. Așteptăm decizia finală și da, era doar o formalitate. Iată-l pe Madeline câștigând. Suntem convinși că acum o să plece probabil la mare în Bulgaria să se distreze. Iată, suntem top 3. Oh, God. Da. Și este gol. Este gol. Gol, Madeline. Da, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Ce să zic? Asta se întâmplă cu noi. Când furnizorii nu mai aduc produse, așa e. Frumos machiaj. Da, seamănă cu tole, auzi? L-au prăbălit. România a luat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice cu sportivul Madeline. Madeline o să fie fericit când o să-l anunțe toată lumea că a câștigat. Da. Sigur nu o să fie. Bravo, a fost foarte frumos. Bravo, Madeline. A fost, Madeline, ne-ai făcut mândri. În sfârșit, de asta am făcut live-ul ăsta ca să asistăm la meciul cu tine. Știam că e programat acum la ora asta. Da, a fost un meci spectaculos. Uite, pe locul întâi acolo, nu știu de exact ce înseamnă, dar... Nu știu. A, se aleg pentru echipă, mă! Îl vor la Steaua, cum ar fi. A, la Condit. Se face pic acolo, la Team Condit, da, uite. Da. Păi e prea tare. Și acum face parte din roster, e într-o... Unde e centura de gaming? Centura de gaming! Oh my God! Acum ai star. Ia uite, uite ce supărat, uite ce postură după primul lui meci. Deja altă viață aici. Da. Uite, știe să facă și stand-up. Da? Deci acolo stand-up. Seamănă cu Teo. Seamănă cu Teo, da. Da. Ți-a plăcut? Da. Mai ales ultima parte. Uite mă pe Madeline, mă, cu crucile pe el. Cruciare. Băi, îmi pare rău că n-am știut să-l fac să semene, dar
suntem aproape totuși, adică pielea seamănă. Și atât. Părul e cam la fel de lung. Are buze, are nas, are ochi, adică da, chiar arată, seamănă cu un om. Și e din România, adică e al nostru, mă, nu contează. E imperfect, dar e al nostru. Moves, ia. Ce cu moves? A, uite, te învață să faci chestii. A, nu ne trebuie. Nu ne trebuie, dar acum am aflat și noi că putem să ne uităm deja la asta. Bă, dar câte sunt. Da, chiar sunt multe. Și mai au meniuri. Ce n-am? A, nici nu poți să le faci astea, trebuie să mă avansezi în carieră să le primești. Mm. Nu poți să dai din astea. Poți doar alea care pe care ți le arată. Bun. Mai vrei să joci sau ne întoarcem pe noi? Ne întoarcem pe noi. Cine nu ne-a văzut de o oră jumate, suntem aici în toată splendoarea noastră. Vocea mea are de suferit, dar a meritat. Adică, până la urmă, trebuie să îți dai și vocea pentru sportivul tău preferat, exact, atunci când trebuie să susții țara. Madeline Armand. Madeline Armand for life. Da, da. A fost un meci spectaculos. Eu m-am distrat uitându-mă la el. Entertainment de calitate. A fost entertainment. Ai văzut ce serie a prins el acolo la final. Da, deci da, da. A fost într-adevăr un meci super reușit. Bravo. Sper să-l vedem și la Local Combat în România. Poate, cine știe, se va bătea cu Moroșanu. Părecla lui Madeline era Assassin, nu? Era Assassin, da, da. Madeline Armenu Assassin. Da, Madeline, da. Assassin. Am vrut să-i pun buimacul, dar am zis că până la urmă ar trebui, la cum arată, ar trebui să fie totuși badass, știi? Se sperie lumea când aude, știi? Da, normal, Assassinul, știi? Da. Acestea fiind spuse, e 6:34, cu jumătate de oră mai mult decât speram că o să facem. Nu credeam că o să facem atât de mult. Da. Înainte să terminăm, aș vrea să-i mulțumesc și eu lui Robbie Baumgartner. Da. Pentru că în weekend, deși eu eram la mare și n-am avut cum să-l deschid, mi-a trimis Supra Bowl. Și mie. Da. Asta am vrut să spun și eu. Exact. Că îi mulțumesc lui Robbie Baumgartner. Exact. Deci aveam amândoi Supra Bowl? Da. De tare. Deci putem să jucăm. Ne-ai unit. Da, greu joc, am încercat un pic. Ai încercat? E mai greu ca Rocket League. Serios? Da, da, da. Eu n-am avut timp, dar da. Astăzi... Foarte complex. Astăzi da. Poate. Poate, da. Deci mulțumim, Robi. Mersi. Și mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi și care deja ați ieșit după ce am ieșit din joc, pentru că evident... Nu l-am mai văzut pe mâini, ei văiau pe Madeline. Nu, da, știi cum e? Și după ce te uiți la meciul cu România și câștigă România cu 5-1 în fața Germaniei, așa, nu-ți mai vine să stai la televizor după aia, te duci, te distrezi, ești la o bere cu prietenii, bă, câștigam Madeline, adică ce n-ai mă. Da, corect. Așadar, ne vedem joi cu un nou live, dar până atunci ne vedem mâine cu mailbox-ul pe care o să-l fac eu împreună cu Andrada, cel mai probabil. Da, cel mai probabil. Nu, îl face Răzvan împreună cu Andrada. Nu, îl fac eu, îl scutesc pe Răzvan. Da, nu știu dacă ai văzut nu. Mailbox-ul. Nu. Dacă te-ai uitat atent la mailbox-ul de data trecută. Dar la final... Acum două deți? Nu, de data trecută. Nu l-am văzut, nu. La final spunea în gura mare că eu o să-l fac. Dar mă bucur să mă ajuți. Dar eu n-am știut asta. De asta lumea întreba pe aici și... Am înțeles. Am înțeles. Atunci îl facem în trei. Sau îl faceți voi, eu vă filmez că cineva trebuie să facă și asta. Fie. Dragilor, da. O seară frumoasă vă doresc. Ne vedem mâine cu mailbox, păi mine cu live, răs pe mine cu episod și atât. Ce climatic a fost, anticlimatic. Și atât. Și atât. O seară frumoasă. Da. La revedere. O zi bună. Cât mai e din ea? Iepuraș? Ei, uite, dacă îl mărești, fă-l cât capul tău. Nu, capul cât capul tău. Da, adevărul e că o idee foarte bună. Îi dă și niște păr. Da, păi poate avea nevoie. Rebranduim. Da. Da. De iepurașul Caragis vă urează o noapte nemaipomenită și să ne revedem cu bine în următoarele episoade, adică mâine cu mailbox și pe mine cu live-ul. La revedere, o seară nemaipomenită. Stai, cum e? Pa, pa! Pa!